Ora 13 am revenit, continuăm cu informația momentului, pentru că primarul orașului Botoșani, Cosmin Andrei, a fost pus sub control judiciar după ce în această dimineață a fost audiat la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Suceava. Edilul Partidului Social Democrat este vizat de acțiunea procurorilor într-un dosar în care este vorba despre fraudarea unor concursuri de angajare. Mai exact, este bănuit că și-a angajat mai mulți apropiați la Direcția de Taxe și Impozite. Nu pot să dau nicio declarație, a fost reacția edilului. Mai mult, tot în această dimineață, la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Suceava, a fost prezentă și șefa Consiliului Județean Botoșani, Doina Fedorovici. Și nu doar aici se opresc toate aceste anchete ale Direcției Naționale Anticorupție, pentru că vedem astăzi, sunt în vizorul Direcției Naționale Anticorupție, politicieni din Partidul Social Democrat, însă ieri a fost vizat vârful Partidului Național Liberal și apar noi detalii în cazul dosarului liderului PNL, Iulian Dumitrescu. Cel care l-ar fi denunțat ar fi Ionel Pirpiliu, fratele fostului deputat PDL, Ștefan Pirpiliu. Din stenograme reiese că șpaga a fost intermediată inclusiv prin intermediul cumnatului liberalului, dar și sora acestuia era de asemenea vizată în acest dosar. În prezent, președintele Consiliului Județean Prahova este plasat sub control judiciar de Procurorii Anticorupție pentru luare de mită și fals în declarații. Totodată, liberalul a anunțat că a demisionat din toate funcțiile deținute în partid și mai mult decât atât, Procurorii Anticorupție îl suspectează pentru că ar fi primit 16 milioane de lei de la un om de afaceri care avea un contract cu Consiliul Județean Prahova. Iar acum Iulian Dumitrescu este sub măsura controlului judiciar și totodată are interdicția de a mai conduce Consiliul Județean Prahova pe perioada acestui control judiciar. Despre toate aceste anchete, care vedem că vizează și lideri din Partidul Social Democrat, dar și lideri din Partidul Național Liberal, discutăm în cele ce urmează cu Antonio Amuza, sociolog aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua! Bună, mulțumesc de invitație. Vă mulțumesc pentru prezență. Domnule Amuza, ne uităm puțin la ceea ce se întâmplă în plan politic. Vedem că până la urmă aceste anchete, care au un ecou destul de mare, sunt în plină campanie electorală și dacă ne uităm puțin spre Partidul Național Liberal, nu putem să nu remarcăm faptul că Iulian Dumitrescu era poate cel mai influent lider din Partidul Național Liberal și iată că acum, într-o zi, ancheta DNA a schimbat totul. Deținea și funcție de prim vicepreședinte al partidului, era unul dintre personajele cheie care de altfel se afla și la toate ședințele coaliției de guvernare, acolo unde se iau cele mai importante decizii pentru țară. Cum se vede până la urmă această undă de șoc creată de anchetele Direcției Naționale Anticorupție în plină campanie? Ce știm sigur este că românii, așa cum analizăm sondajele, sunt în continuare interesați de o îmbunătățire, dacă vreți, a calității vieții și implicit asta presupune o reducere a gradului de corupție la nivel societal și atunci automat genul acesta de situații prezentate în media automat lucrează și în felul în care oamenii percep și își construiesc opiniile în perioada asta electorală. Deci este de așteptat ca astfel de situații prezentate să influențeze modul în care oamenii își dau girul și susțin diverse organizații politice. Acum, lucrurile sunt un pic mai complexe de atât, pentru că atunci când vorbim despre luarea unei decizii de alegeri și când ne gândim la cetățenii în ansamblu, lucrurile astea nu se întâmplă peste noapte. Și atunci, genul ăsta de lucruri prezentate nu fac decât să altereze sau sigur să construiască decizia de vot până la momentul
în care, sigur, oamenii vor intra în cabina de vot cu ștampila în mână. Dat fiindcă încă nu avem o imagine clară, nu avem un calendar concret în legătură cu asta, e clar că drumul e destul de lung și genul acesta de situații pe care le vedem astăzi la televizor s-ar putea ca în timp, sigur, să-și mai piardă din amprenta, din puterea pe care o au asupra percepției colective. Adică ce vreau să spun este că este posibil să nu ne mirăm dacă până la urmă se dovedesc că aceste rechizitorii sunt de fapt nu neapărat foarte bine documentate, foarte bine fondate. Am mai văzut genul ăsta de situații și în trecut. Să nu ne mirăm dacă aceiași lideri politici se transformă în eroi și revin în scena politică. Bineînțeles, acum, dacă faptele respective... Dar, domnule Amuza, până când se va ajunge la o decizie finală în instanță, până se va dovedi dacă sau nu, dacă acele fapte sunt sau nu așa cum sunt prezentate ele într-o primă fază, chiar dacă toți acești lideri politici, oameni politici și nu numai, beneficiază de prezumția de nevinovăție, vedem că se întâmplă aceste lucruri în campanie electorală, ceea ce nu este rău pe de-o parte, însă pe de altă parte, întrebarea este dacă, în opinia dumneavoastră, ar putea avea astfel de acțiuni un impact și în privința sondajelor, pentru că vedem că liberalii nu stau foarte bine în sondaje. Sunt aproape umăr la umăr cu cei din AUR. Socialdemocrații, într-adevăr, sunt undeva detașați în vârful sondajelor. Însă, aceste anchete ar putea avea totuși impact în privința a ceea ce se întâmplă în rândul electoratului? Evident, sondajele până la urmă sunt o hârtie de turnesol a societății, în sensul în care ele surprind poza momentului și percepția oamenilor de astăzi asupra situației de aici. Chiar dacă întrebarea sună de fiecare dată în chestionarele pe care noi le construim de tipul dacă săptămâna viitoare ar fi alegeri cu cine ați votat. Deci automat ceea ce văd oamenii în presă, online, aud la prieteni și din celelalte surse de informare, le va influența într-un mod sau altul decizia de vot. Nu tuturor, bineînțeles. Ne gândim la acele persoane nehotărâte, care încă oscilează, nu știu cu cine să voteze. Totdeauna vor exista și loialii de partid care, indiferent de situațiile de tipul ăsta, vor vota cu ceea ce știu că au de făcut. Deci, automat sondajele vor surprinde această dinamică dată inclusiv de astfel de procese sau de rechizitorii care ajung cumva să aibă ecou în spațiul public și nu numai. Până una alta la PNL este o criză de leadership destul de consistentă, adică nu știm în momentul acesta nici dacă există un pool de candidat de prezidențiabil la nivelul partidului respectiv. Avem mai multe semnale, informații, inclusiv din spațiul mediatic, legate de nucleele partidului respectiv. Deci nu s-a cristalizat. Dar, domnule Amuza, ne uităm puțin și la informațiile care au apărut în spațiul public în urma dosarului lui Iulian Dumitrescu, pentru că, până la urmă, trebuie să ținem cont de faptul că dacă ne uităm la ce fac liderii politici, poate că românii nu sunt foarte interesați. Însă, dacă ne uităm la ce fac liderii politici cu banii, ei bine, atunci interesul este unul destul de mare și vedem că, spun procurorii anticorupție, că Iulian Dumitrescu în ultimul an și jumătate a cheltuit 600.000 de euro pe vacanțe de lux. Și acesta ar fi fost în Dubai, insulele Maldive, Capri și în alte zone din acestea exotice, ca să spun așa, vacanțe de lux, în resorturi de lux și, așa cum spuneam, într-un an și jumătate 600.000 de euro numai pentru vacanțe, în contextul în care ne uităm puțin și la declarația de avere, care este semnificativ mai modestă decât aceste cheltuieli opulente. Da. Informațiile de tipul acesta devin suculente cu atât mai mult cu cât, hai să spunem, starea generală, nivelul de trai din România este unul scăzut. Și atunci, prezentate în felul acesta,
și dacă se va dovedi la un moment dat că, de fapt, nu știu, fiecare leu, fiecare euro va fi fost justificat, impactul este același. Sună ca un mesaj populist, inclusiv modul în care sunt prezentate informațiile acestea, și de aia vor avea un impact electoral, pentru că nu auzim cum cu cei 600.000 de euro, nu știu, s-au donat către o cauză nobilă, s-a construit un spital și așa mai departe. Informațiile care sunt vehiculate sunt mai degrabă cele care ne fac să ne gândim la un personaj pe contrasensul modului în care el ar trebui de fapt să se construiască social. Când auzim președinte de Consiliul Județean, automat ne gândim la cei pe care, sigur, îi votăm să ne reprezinte interesele. Ori, dintr-o dată, sunt prezentate doar interesele proprii. Dar dacă ele vor fi fost până la urmă justificate ca, nu știu, acțiune ale unui om de afaceri, atunci devine cumva o sabie cu două tăișuri. Totuși, impactul rămâne. Adică erodarea, dacă vreți, electorală a personajelor de acest tip, cel puțin pentru moment, se resimte inclusiv la nivel de sondaje. Ne uităm puțin la ce se întâmplă, pentru că la Botoșani în această dimineață au fost percheziții la primărie, primarul din Botoșani a fost pus sub control judiciar, acesta a fost denunțat, din informațiile pe care le avem, de soțul femeii pe care acesta ar fi favorizat-o. Iată așadar, edilul PSD din Botoșani este sub control judiciar astăzi, după ce ieri liderul liberal Iulian Dumitrescu de asemenea a fost pus sub control judiciar. Dar dacă ne uităm la proporții, vedem că în Partidul Social Democrat vorbim despre oamenii din eșalonul 2, 3, 4. Aici, la PNL, vorbim despre un om important, poate cel mai influent lider din Partidul Național Liberal, și întrebarea este pentru care dintre cele două partide, în acest moment, la ora la care vorbim, este mai mare lovitura de imagine, domnule Amuza? Până la urmă, ține și de procentul persoanelor care, cum spuneam mai devreme, nu au încă cristalizat o decizie de vot. Dacă luăm de bună toate sondajele care au fost vehiculate în presă și, sigur, și cele pe care le analizez eu, sunt ierarhia cumva surprinde un PSD pe locul întâi, urmat de PNL sau AUR, cele două partide fiind în funcție de momentul sondării ba unul, ba celălalt pe locul secund. Și ne mai uităm, domnule Amuza, puțin și la informația pe surse, o declarație pe care ar fi făcut-o Marcel Ciolacu așa la o discuție neoficială, în care spunea, făcea o ironie, pentru că am văzut reacția târzie a liderilor liberali în privința lui Iulian Dumitrescu, și spunea Marcel Ciolacu, când am avut pesediști în situația asta, în 10 minute i-am suspendat și în 2 ore le-am exclus și familia pe funcții, făcând aici referire la celebrul caz Buzatu. Ne amintim cum Dumitru Buzatu era pe drojdie când a fost prins în flagrant atunci. Iată așadar că și între partide apare acest motiv de râcă. Teoreticienii vorbesc mai dulce așa și spun că e vorba de o societate fluidă, de o lichiditate așa, de o dinamică continuă. Pe de altă parte, dacă ar fi să traducem acum, toată situația nu face altceva decât să surprindă momente pe care liderii politici le vor specula, mai mult sau mai puțin populist, în sensul capitalului lor electoral. Cu alte cuvinte, oricare dintre partidele, fie ele de la guvernare sau din opoziție, se vor urca pe genul acesta de scenarii, cu atât mai mult cu cât le pot aduce un plus în construcția imaginii, notorietatea personală sau organizațională, pentru că s-a dat startul, cum foarte bine ați spus. E un an electoral cu cel puțin 4 rânduri de alegeri, da? Că mă gândesc și la cele 2 rânduri prezidențiale. Automat, fiecare moment, fiecare secundă, da, apariție publică poate să construiască și să schimbe sondajele așa cum le-am văzut noi. Bun, nu ne așteptăm ca ele să se schimbe peste noapte și astăzi să avem PSD pe locul întâi, mâine să avem PSD pe ultimul loc, sau genul acesta de schimbări drastice. Dar cu siguranță nuanțele contează, mai ales atunci când vine vorba despre calcule foarte, foarte mărunte.
Vă mulțumesc tare mult pentru analiza dumneavoastră. Am vorbit așadar despre cum sunt cheltuiți banii românilor pe o parte dintre politicieni. Acum o să vorbim tot despre banii românilor, însă ce se întâmplă în următoarea perioadă. Pentru că vedem, Fondul Monetar Internațional a făcut o serie de recomandări guvernului României pentru reducerea deficitului bugetar, una dintre aceste recomandări fiind introducerea unei taxe pe carbon în sectoarele transporturilor și construcțiilor sau a unor accize suplimentare pe combustibili fosili. Discutăm mai multe cu invitatul nostru de la această oră din platou, Cristian Năsulea, profesor de economie mondială. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! 4 zile a durat vizita reprezentanților Fondului Monetar Internațional în țara noastră. Au venit și cu o serie de recomandări, printre care reforma TVA, creșterea nivelului de colectare, cotă unică pentru TVA, taxă de carbon pentru mașinile poluante, creșterea accizelor la carburanți. Vedem că se discută inclusiv despre creșterea taxelor pe proprietate în funcție de cât valorează, eliminarea facilităților fiscale, o altă recomandare, și totodată elaborarea unui mecanism pentru a extinde în mod eficient recalcularea pensiilor. Sunt recomandări, într-adevăr, însă vedem că aceste recomandări vin într-un an electoral și ne întrebăm dacă până la urmă ar putea fi ele aplicate și dacă da, de când? În primul rând trebuie să spun că multe dintre recomandările pe care le-am primit, mă scuzați, nu sunt potrivite pentru specificul economiei românești și pentru personalitatea poporului român. Mi se pare că în momentul în care vom veni cu creșterea ale taxelor de proprietate, spre exemplu, românii vor întreba, ok, mai suntem proprietari pe casele noastre sau suntem doar chiriași în ele, cum eram pe vremea comuniștilor. Deci, multe dintre recomandări sunt făcute pur și simplu pentru a căuta potențiale surse pentru reducerea deficitului bugetar. Însă, în niciun caz, politicienii noștri nu ar trebui să asculte, să încerce să copieze unul la unul toate aceste recomandări, să le implementeze, pentru că în foarte multe situații vom avea efecte adverse. Vom crește taxele și ne vom trezi că, de fapt, colectăm mai puțin pentru că românii refuză sau găsesc alte mijloace pentru a lupta împotriva unor taxe care li se par injuste, incorrecte. Și atunci e o discuție amplă de avut oricum. La discuția aceasta legată de modul în care reacționează românii la taxare, aș mai adăuga următorul lucru. Dacă în urma protestelor fermierilor de la nivel european apare o schimbare de direcție cu privire la decarbonizare sau măcar o încetinire a acestei tendințe a Uniunii Europene de a decarboniza prin aplicarea de taxe pe emisiile de dioxid de carbon sau prin creșterea accizelor la carburanți, își va mai păstra Fondul Monetar Internațional sugestia de a mări accizele, pentru că e foarte clar că aceste recomandări sunt legate de niște politici care sunt implementate la nivel european, unele dintre ele la nivel mondial în acest moment, și că ele nu iau în considerare, de fapt, situațiile cu care noi ne confruntăm în România în momentul acesta, în așa fel încât să poată să ne dea o soluție ajustată, personalizată la problemele noastre specifice. Toate aceste recomandări ale fondului vin și în contextul în care ar fi nevoie de o reducere majoră a deficitului, pentru că înțelegem că până la urmă marea problemă asta ar fi. Avem un deficit prea mare, un deficit bugetar. Și vin aceste recomandări pentru reducerea deficitului. E clar că probabil în acest an electoral nu vom vedea modificări impactante așa pentru români. Dar Fondul Monetar Internațional are datoria de a asigura stabilitate monetară. Trebuie să se asigure că între statele care participă la fond nu apare una care prin modul în care își gestionează finanțele proprii să inducă riscuri sistemice pentru celelalte. Și atunci țările celelalte sunt foarte interesate ca România să aibă o situație economică stabilă, ceea ce înseamnă un deficit bugetar cât mai mic sau zero, eventual. Acesta este principalul motiv pentru care primim, de fapt, niște recomandări. Alte țări nu-și doresc să fim noi sursa de instabilitate care după aceea să producă probleme în propriile lor economii. Și atunci
normal că vin niște recomandări. Nu știu sau nu am auzit deocamdată să fi venit recomandări pe partea de cheltuieli. Soluția evidentă, de fapt locul în care mi se pare că ar fi trebuit să ne uităm în primul rând, era zona cheltuielilor bugetare, ca să vedem ce putem să mai reducem, pentru că este absolut sigur faptul că există și oportunități de a reduce cheltuielile. Nu trebuie acum doar să căutăm noi surse de bani, să căutăm, să vedem ce altceva putem să mai taxăm, în așa fel încât să nu fim nevoiți să ne reformăm sistemul bugetar vreun pic. Și atunci, acesta cred că este primul loc către care ar trebui să ne îndreptăm atenția, plus avem în România niște probleme sistemice pe lungă durată, de lungă durată foarte importante. Și apropo de chestiunea sistemului de pensii, sistemul de pensii din România este producător de deficit. Avem în sistemul public de pensii în fiecare an o problemă cu lipsa banilor. Statul român trebuie să vină să completeze sumele care sunt luate de la cetățenii activi, în așa fel încât să plătească pensiile pensionarilor actuali. Și ne uităm, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, că ar putea veni și o altă majorare a pensiilor prin eliminarea acelei impozitări a pensiilor sub pragul de 3.000 de lei. Iată că a fost o propunere a liberalilor, socialdemocrații au fost imediat de acord cu această propunere. Desigur, ministrul finanțelor publice, Marcel Boloș, trebuie să găsească soluții, să vină cu impactul și să-l prezinte pe masa guvernului și cu sursa de finanțare. Și asta în contextul în care fondul spunea că pentru majorarea pensiilor din septembrie ar fi bine să se facă, dar să facem rost de bani întâi, dacă vrem să facem într-o singură tranșă această creștere. Din punctul meu de vedere, sistemul public de pensii are o problemă de nesustenabilitate. Noi tot încercăm să facem niște mici ajustări în așa fel încât să mai găsim niște bani, să le dăm pensionarilor mai mulți bani, pentru că realitatea este că pensiile din sistemul public de pensii sunt ridicol de mici față de cât de mult contribuie oamenii pe o perioadă foarte lungă de timp. Sumele pe care ajung să le primească în momentul în care ies la pensie fac să avem dintre cei mai săraci pensionari din Europa. Este practic momentul pensionării, este o veste proastă pentru români. Este momentul în care începi să fii mult mai sărac decât ai fost până la momentul respectiv. Ori, din punctul meu de vedere, trebuie să ne concentrăm pe soluții pe termen lung. Trebuie să rezolvăm problema acestui sistem public de pensii, făcând ceea ce e deja cunoscut ca soluție, continuând transferul de bani, de contribuții către pilonul 2, care este eficient, are randament bun, care asigură sau ar putea în teorie să asigure niște pensii mult mai mari, de mai bine de 3 ori mai mari decât ce se întâmplă în momentul de față. Tranziție care era inclusiv prevăzută într-o lege care nu s-a aplicat, din păcate, până în momentul acesta. Deci, mi se pare că în afara recomandărilor care sunt foarte punctuale și care nu iau în considerare niciun fel de efecte adverse sau efecte colaterale care vin de la Fondul Monetar Internațional în general, politicienii noștri trebuie să înceapă să ne arate că au gândire pe termen lung și să rezolve problemele cauzatoare de deficit odată pentru totdeauna. Trebuie să vadă de ce avem deficit din sistemul de pensii, de ce avem deficit din alte zone ale sistemului bugetar, în așa fel încât să elimine nevoia de a crește taxele. Pentru că în România aceste creșteri de taxe nu vor funcționa aritmetic, calculând pur și simplu câți bani în plus vom calcula dacă vom crește taxele cu 1%. Pur și simplu nu se va întâmpla lucrul ăsta. Foarte probabil, procentul acela pus în plus o să ne ducă în situația în care la sfârșitul zilei vom vedea că am colectat mai puțin bani și avem un deficit chiar mai mare. Și ne uităm puțin, domnule Năsulea, și la intențiile guvernului. Pentru că vorbim despre bani, guvernul nu are bani. Și dacă ne uităm la împrumuturi, pentru că țara noastră până la urmă am stabilit că trăiește pe datorie, avem împrumuturi de peste 50% din produsul intern brut, vedem că 4 miliarde de euro s-a împrumutat țara noastră numai la începutul anului, în prima săptămână din luna ianuarie. Pentru luna februarie planurile sunt să facem un nou împrumut de 5,5 miliarde de lei din datele pe care le avem. Iar estimările pentru 2024, estimările ale Ministerului Finanțelor Publice, arată că am avea nevoie de 181 de miliarde de lei.
bani pe care ar trebui să îi împrumutăm. Știm însă că și estimările de anul trecut au fost într-o notă și ele au fost depășite. Așadar, am putea să ne împrumutăm mai mult decât acești 181 de miliarde de lei estimați la început de an de Ministerul Finanțelor Publice? Dacă întrebarea este avem de unde, cu siguranță avem de unde. Suntem o țară care are posibilități, este finanțabilă, se vor găsi creditori care să ne împrumute mai mulți bani. Ar trebui să facem acest lucru? Probabil că nu. Ar trebui să începem să ne servisăm datoria existentă mai bine, să începem să reducem din deficit și, dacă se poate, să reducem datoria publică ajunsă la cote istorice. Practic, nu e o problemă că ne împrumutăm. Este bine uneori să te împrumuți în așa fel încât să poți să faci lucruri importante mai devreme. Problema foarte mare pe care o avem în România este pentru ce ne împrumutăm. Pentru că adâncim deficitul bugetar, adâncim datoria publică, după care folosim banii aceștia nu pentru investiții care să ne asigure un viitor mai bun, care să consolideze sistemul de sănătate, care să consolideze învățământul, ci noi plătim pur și simplu niște costuri pe care refuzăm să le ajustăm. Avem costuri ineficiente în diverse zone din administrația publică centrală și locală, care pot fi reduse și care ar trebui să fie reduse, pentru care ne împrumutăm de fapt. Și atunci lipsa aceasta de acțiune și faptul că ezităm să luăm măsurile care se impun, să luăm acele măsuri care sunt eventual mai dificile, dar foarte, foarte necesare pentru țară, reprezintă principalul motiv pentru care insistăm să mergem într-o direcție care nu este cea bună, nu este direcția optimă, care să ne ducă spre creștere economică mai multă, spre îmbunătățirea nivelului de trai, spre o viață mai bună în general pentru toți românii. Bun, în acest an electoral vedem că măsurile se lasă așteptate, deși au fost luate măsuri de creștere a anumitor taxe la începutul anului, dar nu sunt recunoscute, sunt măsuri de ajustare, ca să spunem așa. La ce să ne așteptăm din 2025? Anul acesta ni s-a promis că nu vor exista creșteri de taxe. Este o promisiune interesantă, așteptăm să vedem în ce măsură așa vor sta lucrurile. Din păcate, cred că lipsa creșterilor de taxe anul acesta, în condițiile în care nu vedem semnele unor ajustări bugetare care să ne ducă într-o direcție pozitivă, va însemna că anul viitor vor fi introduse noi taxe. Acum, din punctul meu de vedere, luând lista de taxe propuse, de creștere de taxe propuse de Fondul Monetar Internațional, cred că ar trebui să facem un top al acestor propuneri, ca să vedem care sunt cele mai nefaste pentru economia românească. Și aici, din punctul meu de vedere, impozitul pe proprietate, creșterea acestuia ar fi o greșeală majoră, introducerea unei cote progresive de impozitare, de fapt, în orice zonă a economiei românești ar fi iarăși o greșeală, pentru că noi nu avem capacitatea administrativă să ne descurcăm cu niște taxe care sunt mai simple. În momentul în care complicăm sistemul, cu siguranță va fi și mai dificil și vom vedea pierderi de încasări, de fapt. Mi se pare că de partea cealaltă a spectrului avem ideea aceasta de egalizare, de aducerea TVA-ului la același nivel, lucru care are foarte mult sens. Mi se pare că întotdeauna când simplificăm fiscalitatea, chiar dacă asta înseamnă, din păcate, să o simplificăm în sus în situația asta, lucrurile vor merge mai bine. Mai puține excepții vor duce la o funcționare mai simplă a sistemului, la o capacitate de administrare a sistemului mai ridicată și, per total, cred că vom avea de câștigat dintr-o astfel de măsură. Desigur, în anumite sectoare, asta va duce iarăși la creșteri de prețuri, deci inflația va fi dificil de ținut sub control. Deci vom fi iarăși supuși unor consecințe ale unor decizii greșite din trecut. Dar măcar să ne apucăm și să le rezolvăm. Vă propun, domnule profesor Năsulea, să ne uităm puțin la cum ar putea pleca 560 de milioane de euro din țara noastră, așa, pe repede înainte, pentru că România este lipsită de apărare în fața gigantului Pharma Pfizer. Pe 20 februarie are loc primul termen în dosarul în care Pfizer ne cere 560 de milioane de euro, adică plata celor 28 de milioane de doze de vaccin anti-COVID achiziționate de țara noastră. În această sumă intră și cheltuielile de judecată, care s-ar ridica la 22.500 de euro. Mai grav este că România nu are nici specialiști juridici pentru formularea apărării, așa că Ministerul Finanțelor Publice este împuternicit să contracteze avocați în procesul cu Pfizer. Așadar, domnule Năsura, ne uităm puțin la cum am putea pierde acești bani
Într-un proces disputat la Bruxelles, nu avem apărare în acest moment, trebuie să găsim juriști. Are țara noastră capacitatea de a se apăra în fața acestui gigant după ce a fost făcută această achiziție colosală de vaccinuri împotriva COVID-19? Nici măcar nu sunt sigur că ar trebui să ne apărăm, pentru că este o achiziție care a fost făcută legal la cererea țării noastre. Practic, suntem în situația în care au fost luate niște decizii greșite. În perioada aceea pandemiei, multe lucruri, mulți oameni erau convinși că vine sfârșitul lumii și că trebuie să facem orice este necesar în așa fel încât să ne salvăm pe noi, să ne salvăm bătrânii de la moarte. Și atunci, acestea sunt consecințele unor decizii politice care au fost luate la momentul respectiv, pe care le putem privi retrospectiv și putem să spunem că a fost o decizie greșită. Nu sunt sigur că la momentul respectiv toți cei care ne urmăresc acum și care se gândesc că a fost rău ar fi spus că este rău la momentul acela, pentru că... Bine, trebuie să precizăm că la momentul respectiv, în primul rând, că țara noastră nu știa, nu existau date publice referitoare la câte doze de vaccinuri achiziționăm. Toate aceste date despre dozele de vaccinuri, despre numărul acestora, despre plățile pe care țara noastră urma să le facă, despre contracte, erau ținute undeva la secret. Nu a fost o comunicare transparentă pe această temă. Știm doar că erau mesaje referitoare la faptul că trebuie să ne vaccinăm, trebuie să avem cu ce să ne vaccinăm, trebuie să avem un surplus pentru că este posibil ca pandemia de COVID-19 să dureze până în 2024, iată, suntem în anul cu pricina, a venit acel război declanșat de Putin în Ucraina și atunci a fost declarată închisă și această pandemie. Am văzut cum s-au luat vaccinuri, pentru că vorbim despre zeci de milioane, practic țara noastră având o populație eligibilă de vaccinare de 10,7 milioane de oameni. Dacă s-ar fi făcut această vaccinare în două doze pentru toți acești oameni, pentru că știm că oamenii se opuneau la început și ulterior s-au opus vaccinării, și dacă totuși toată populația eligibilă ar fi vrut să se vaccineze și tot nu am fi epuizat numărul de doze contractate. Și atunci, cum se explică că oficialii au luat decizia de a da banii românilor pe aceste doze, fără ca măcar să facă o simplă informare? Tocmai asta este problema în cazul de față. De fapt, trebuie să vedem cine a fost responsabil, cine a fost vinovat de aceste decizii, dacă au fost greșeli, dacă au fost pur și simplu niște greșeli de calcul cauzate de lipsa de informații cu privire la numărul de români care doresc să se vaccineze, pentru că asta mi s-a părut întotdeauna că ar fi interesant de știut. Și după aceea să vedem în interior cine este responsabil și de unde putem să recuperăm acest prejudiciu. Din punctul meu de vedere, nu mi se pare că în situația asta putem să avem câștig de cauză împotriva unei companii care pare să se fi comportat corect. Ne-a furnizat niște vaccinuri de care noi credeam că avem nevoie. Până la momentul în care avem alte informații în care să putem să arătăm că a existat vreun caz de corupție sau că s-a întâmplat altceva acolo, lucruri pe care, repet, nu avem niciun fel de dovadă de genul acesta în momentul ăsta, nu cred că ne putem îndrepta împotriva furnizorului ca să-i spunem că a făcut ceva greșit pentru că ne-a livrat produsul. O ultimă întrebare, domnule profesor, ca să ne facem așa o idee. Ce înseamnă acești bani pe care îi putem pierde? 560 de milioane de euro. Ce am putea face cu o asemenea sumă? Cât înseamnă ea raportat pentru țara noastră? Raportat la productivitatea în creștere a țării noastre, nu reprezintă o sumă uriașă, dacă ne gândim la faptul că produsul intern brut al României a tot crescut și se duce spre deja 350 de miliarde pe an. Însă, raportat la ce putem face cu genul ăsta de bani, dacă ei sunt administrați corect, ei ar putea să ajute extrem de mult. Am putea să realizăm proiecte extraordinar de importante, care nici măcar nu sunt pe listă, pentru că nu sunt bani. Mă gândesc doar dacă ar fi trimiși către educație sau către sănătate, câte lucruri s-ar putea face cu genul ăsta de sume. Sunt bani din care s-ar putea face mai multe spitale, practic. Vorbim de o pierdere care este foarte mare. Dar, din nou, mi-e greu acum, mi se pare că ar fi incorrect, pornind de la ideea că n-a existat niciun fel de
situație de criminalitate în interiorul sistemului, mi-e greu să vin și să spun că a fost greșit faptul că a fost luată această decizie, pentru că în momentul acela, acum 3 ani de zile, eram cuprinși de panică foarte mulți dintre noi. Și în panică se iau decizii greșite pe care, din păcate, trebuie să le plătim mai târziu. A venit nota de plată. Da, interesant este că, deși țara noastră, paradoxal am putea spune, este cea care merge în instanță pentru a nu plăti spre Pfizer această sumă colosală de 560 de milioane de euro, vedem că totuși țara noastră nu are o apărare încă. Se caută juriști pentru a ne susține cauza la Bruxelles, acolo unde pe 20 februarie are loc primul termen. Domnule Cristian Năsulea, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Cristian Năsulea, profesor de economie mondială. Luăm o scurtă pauză, revenim în scurt timp cu informații noi. Am revenit. 2024, an electoral cu cele mai multe rânduri de alegeri, nu doar în România, ci în întreaga lume. Aproape jumătate din populația planetei este așteptată la urne. Peste 3 miliarde de oameni din 77 de state sunt chemați la vot anul acesta. Prin urmare, oficialii se așteaptă la riscul ca alegerile să fie influențate de atacuri cibernetice în masă. În România, hackerii ne-au arătat cât de vulnerabile sunt chiar cele mai importante instituții prin atacul din Camera Deputaților. Despre riscurile unui război hibrid discutăm în cele ce urmează cu ministrul digitalizării Bogdan Ivan, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule ministru! Sărut mâinile, bună ziua! Înainte de a începe discuția, vă propun să îl ascultăm pe premierul Marcel Ciolacu în privința a ceea ce s-a întâmplat la Camera Deputaților și revenim la discuție. Avem de-a face cu un război hibrid și nu numai România. Întreaga Europa este supusă acestui atac. Vă dați seama ce se întâmplă, și nu e prima oară când o spun, ce se întâmplă în Republica Moldova cu aceste atacuri hibride în această perioadă. Mai ales că nu vor fi alegeri numai în România pe 9 iunie, între 6 și 9 iunie vor fi alegeri în toată Europa. Ca să înțelegem întreg tablou și întreaga miză a acestor atacuri în acest moment. Așadar, domnule ministru, am văzut ceea ce s-a întâmplat la Camera Deputaților, acolo unde a fost un atac cibernetic de amploare, se fac verificări, sunt anchete în desfășurare. Ce presupun aceste atacuri cibernetice în contextul acestui an electoral? Doamna Mihai, în primul rând vreau să detașăm lucrurile. Avem pe de o parte securitatea cibernetică a României, care este un lucru, și avem pe de altă parte AI generativ, avem deepfake, lucruri care pot să influențeze modul în care vor vota românii și care pot să ducă la un atac asupra democrației, nu doar în România, ci în întreaga Europa. Așa cum ați spus la începutul intervenției dumneavoastră, anul 2024 aduce alegeri la nivel mondial pentru 4 miliarde de oameni. Este un an crucial legat de viitorul omenirii. În cazul nostru, avem deja instrumente ale tehnologiei care circulă de la zona umoristică până la unele care fac îndemn înspre a utiliza serviciile anumitor companii cu imaginea unor personalități extrem de cunoscute din guvernul României, din media și așa mai departe. Din punct de vedere al potențialei influențe asupra percepției publice în alegeri, avem două elemente. Odată, legea deepfake, prin care acele companii, persoane fizice care folosesc, fără să anunțe că acel material este un pamflet, fără să scrie explicit că acel material creat cu inteligență artificială este un pamflet, riscă amenzi până la 200.000 de lei, adică 2 miliarde de lei vechi, sau, în funcție de gravitatea situației, chiar pedepse cu închisoarea, până la 5 ani. În baza acestei legi, care este deja în Camera Deputaților și urmează să aibă votul final, în cel mai scurt timp, zic eu. Doi, avem un act normativ extrem de important, pe care l-am trecut în luna decembrie 2023 prin guvern, și anume Digital Service Act, prin care toate drepturile și obligațiile din viața reală, din mediul offline, vor fi valabile și în mediul online. Mai simplu spus, așa cum există astăzi Consiliul Național al Audiovizualului cu dreptul de a filtra și de a sancționa atunci când
pe televizor sau la radio este prezentat un conținut care aduce atingerii imaginii cuiva sau este necorespunzător, să facem același lucru și pentru zona de rețele sociale. Pentru că este foarte multă dezinformare. În acest punct de vedere vreau să vă spun că sunt lucruri noi pentru întreaga omenire. Nu știm încă unde o să ducă toate aceste lucruri, dar ce vă spun foarte sigur e că ne-am aliniat și cu cei din Comisia Europeană. România este unul dintre statele care a început acest proces de reglementare a modului în care funcționează și sunt transmisele mesaje în zona online. Și vreau să vă spun că am stat la masă și urmează ca în cel mai scurt timp, inclusiv în România, să adun tot ce înseamnă reprezentanții marilor companii de tehnologie de la nivel mondial pentru a seta foarte clar modul în care se vor raporta la următoarele runde de alegeri. Domnule ministru, lucruri foarte clare. Și să vă răspund și la ce m-ați întrebat legat de securitatea cibernetică. Da, România în fiecare zi are în medie între 25.000 și 50.000 de atacuri cibernetice, a căror țintă sunt și entități private, persoane fizice și instituții guvernamentale. Exemplu de la Camera Deputaților, care avea un nivel redus de calitatea securității cibernetice și care a ajuns să, în ghilimele, să deschidă o poartă pentru atacatorii cibernetici prin utilizarea neconformă a rețelei informatice dintr-o erare umană, reprezintă unul dintre atacurile cibernetice care au avut succes. 90% din atacurile cibernetice care au succes sunt cauzate de lipsă de eroare umană. Fie că cineva a folosit un dispozitiv personal pe care l-a conectat la rețeaua internă a Camerei Deputaților, fie că a accesat un link care avea un program informatic dăunător și care odată intrat în sistem a putut să permită să deschidă ușa pentru hacker, reprezintă în primul rând eroarea umană. Domnule ministru, uitându-ne puțin la aceste mesaje de tip deepfake, ne uităm puțin la ce s-a întâmplat cu colegul dumneavoastră de executiv, Sebastian Burduja, pentru că acesta, ne reamintim, imaginea lui a fost folosită într-un astfel de mesaj, a făcut plângere inclusiv la parchetul general, însă mesajul a continuat să ruleze pe rețelele de socializare și pe internet câteva zile după, până când a fost blocat. De ce o reacție atât de târzie? Joi, în ședința de guvern, la propunerea pe care am făcut-o în urmă cu aproximativ 2 luni de zile când am inițiat acest proces de modificare a legii securității cibernetice, s-a stabilit că orice entitate care ajunge să fie atacată printr-un atac cibernetic are obligația ca în cel mai scurt timp să anunțe toate autoritățile, să pună la dispoziție toată infrastructura și în 48 de ore să poată să fie remediate efectele acestui atac. În cazul persoanelor fizice atacate, fie că vorbim despre deepfake sau securitate cibernetică, deja lucrăm ca situațiile punctuale să poată întâi să fie eliminate de pe internet, urmând ca după să se facă și plângeri penale și ce responsabili să plătească. În opinia dumneavoastră, în acest an electoral, cât de riscante sunt aceste mesaje care ar putea influența deciziile alegătorilor? Sunt extrem de riscante în contextul în care oamenii ajung să nu mai facă distinția între realitate și fake. E un risc foarte mare. Vă spun ca și om politic care urmează să intru în alegeri în anul 2024, că e un risc extrem de mare. După ce cineva a folosit imaginea unei anumite persoane într-un context, nu toți oamenii au capacitatea să creadă că acel context este unul fals. Odată pătată imaginea unei persoane, este foarte complicat, deși îl scoți de pe internet în 24 de ore, este foarte complicat ca acei oameni care deja au văzut o anumită imagine, care poate să fie și una umoristică, să scape de efectele acelui clip video. Din acest punct de vedere, avem discuțiile mele cu marile companii de tehnologie, sunt următoarele. Odată, crearea unor filtre foarte clare, că atunci când se face încărcarea unui astfel de material, să fim foarte siguri că el este foarte bine filtrat înainte. Și doi, termen foarte clar, reacții de răspuns din partea marilor companii în care elimină acel conținut în primul rând și după asta, dacă el cu adevărat reflectă realitatea, să ruleze ulterior. Dar prima dată să fie eliminat.
Pentru că până când ajunge să constate o instanță din România, peste câteva săptămâni, deja clipul e rulat, iar în cazul colegului meu, Sebastian Burduja, faptul că acel leak fake îndemna să facă achiziții la acțiuni de anumite companii, poate să se soldeze inclusiv cu pierderi financiare pentru oameni. Adică vorbim de mize financiare dincolo de mizele de imagine. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bogdan Ivan, ministrul digitalizării, așadar un an electoral important și este important să ne uităm și la ceea ce ne-ar putea influența deciziile. Luăm o scurtă pauză, ne revedem de la Fix.